Să ascultăm cuvântul Domnului din Iacov, capitolul 2, începând cu versetul 1. Citim Iacov, capitolul 2, de la versetul 1. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți: tu șezi aici, tu șezi în locul acesta bun, și apoi ziceți săracului: tu stai acolo în picioare. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă supresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Că cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător a legei. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Amin. Să ocupăm locurile. În această dimineață, Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce în vedere un păcat de care cred că toți care suntem aici suntem vinovați. Păcatul discriminării, a face deosebire, a favoritismului. Vedeți, sunt biserici care au liste cu păcate grele, păcate de moarte, cele 7 păcate capitale. Și sunt tot felul de asemenea liste, că fiecare încearcă să facă asemenea liste cu cele mai mari păcate. Și într-adevăr, ele sunt, dar prea puțin vorbesc despre aceste păcate nebăgate în seamă. Păcate, am putea spune mici, dar nu sunt păcate mici sau mari, sunt păcate. Dar păcate trecute cu vederea. Păcate care sunt interpretabile. Unul dintre aceste păcate trecute cu vederea de către cei mai mulți este acest păcat al discriminării. Și nu vorbim aici de discriminarea care se întâmplă astăzi în lume. Pentru că există multă discriminare în lume. Sunt grupuri sociale discriminate. Sunt rase de oameni discriminate. Grupul creștinii sunt discriminați astăzi. Alții se consideră discriminați și nu sunt. Dar nu vorbim de discriminare la acest nivel. Discriminarea începe atunci când te uiți cu dispreț la semenul tău și îl înjosești. Și spui, te simți superior față de el. Îl pui la colț. Îl treci pe o listă. De acolo începe și despre acest nivel de discriminare vorbește Apostolul Iacov aici. De discriminarea începând de la acest nivel. Și repet, cred că de la acest nivel, toți care suntem aici, la un moment dat în viață, mai des sau mai rar, am făcut lucrul acesta. Am favorizat, ne-am uitat cu dispreț la cineva. L-am pus pe cineva mai jos decât noi sau decât altcineva. Am judecat.
Și mă rog Domnului ca în această dimineață Duhul lui Dumnezeu să ne sensibilizeze. Cu atât mai mult cu cât vom sta la masa Domnului, să ne cercetăm. Oare nu cumva suntem vinovați de păcatul discriminării? Oare nu cumva în anumite împrejurări am discriminat pe fratele meu, pe semenul meu, pe vecinul meu? Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze în sensul acesta. Apostolul Iacov, așa cum s-a mai spus, scrie o epistolă practică. Ea cumva echilibrează epistolele Apostolului lui Pavel. Și pe unii a deranjat această epistolă, inclusiv pe Luther, ce caută în Biblie. Pentru că, într-adevăr, Iacov vorbește despre o credință aplicată, o credință practică, o credință care trebuie dovedită. Sigur, Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre credința mântuitoare. Prin credință ați fost mântuiți și nu prin fapte. Dar acea credință mântuitoare, cred că face parte din acele învățături începătoare despre care vorbește Apostolul Petru și foarte mulți rămân acolo. În schimb, acea credință mântuitoare trebuie să crească. Trebuie să aducă roade, trebuie să producă ceva. Iar Iacov vorbește despre acest aspect al credinței, care este dovedită prin fapte, prin comportament, prin atitudini. O credință dovedită, o credință aplicată. Asta este domeniul în care se mișcă Apostolul Iacov. El scrie e un fel de catalog incisiv și practic, prin care vrea să-i atenționeze pe creștinii lui evrei de atunci, pentru că Iacov scrie pentru evrei, pentru creștinii evrei răspândiți peste tot în lumea de atunci. Vrea să-i atenționeze și așa cum ne atenționează pe noi astăzi asupra caracteristicilor adevăratei credințe, credința aceea practică, pentru a-i provoca pe creștinii de atunci, cum spuneam, pe noi astăzi, să ne verificăm ce fel de credință avem. Dacă credința noastră a crescut la acest nivel, să fie aplicată, să fie practică, să ne punem întrebări la realitatea propriei, despre realitatea propriei noastre credințe. Ce credință avem? Pentru că dacă credința noastră, dacă credința ta, dacă credința mea nu produce schimbări în caracterul nostru, în comportamentul nostru, în atitudinile noastre, atunci acea credință trebuie pusă sub semnul întrebării. De asemenea, în continuarea epistolei, Iacov îi mustră pe bogații veacului, pe cei care nu prea îi interesează de obicei această credință, sunt interesați de mai mult de plăcerile lumii, îi mustră și îi cheamă la o îndelungă răbdare în vederea sau în lumina venirii lui Hristos. Sub acest aspect, epistola lui Iacov se împarte în trei părți mari. Prima parte, în primul capitol, primele 18 versete, vorbește despre testarea credinței și am văzut lucrul acesta. Credința practică este testată, este încercată, este pusă la test. Și ca să trecem prin testul credinței avem nevoie de înțelepciune, spune Iacov în primul capitol. Apoi, cea mai mare parte a cărții, începând din capitolul 1, versetul 19, până în ultimul capitol, capitolul 5, versetul 6, sunt înșiruite mai multe caracteristici ale credinței practice. Caracteristicile credinței. În finalul cărții, apostolul vorbește despre triumful credinței. Triumful credinței manifestată prin acea
credință care așteaptă cu răbdare venirea lui Iisus Hristos. Asta este în mare, am vrut să vă spun aceste lucruri. Acum, revenind la acest pasaj din capitolul 2, primele 13 versete, ele vorbesc despre faptul că adevărata credință trebuie să producă schimbare în atitudinile noastre. De la discriminare, de la tendința pe care o avem prin natura noastră. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Această tendință de a favoriza pe altul, de a discrimina în felul acesta, așa cum v-am spus. Această credință, ne vorbește în aceste 13 versete, trebuie să treacă de la discriminare la acceptare în dragoste. Am putea spune că aceste versete vorbesc despre credința practică, aplicată, care se dovedește prin dragoste față de aproapele. Despre asta este vorba prima parte a capitolului 2 din Iacov. Sunt câteva motive pentru care apostolul Iacov condamnă favoritismul, condamnă discriminarea. În primul rând, și vedem aceste motive pentru care apostolul Iacov condamnă favoritismul, discriminarea, le vedem în aceste versete din prima parte a capitolului. În primul rând, discriminarea contrazice atitudinea și caracterul lui Dumnezeu. Contravine acțiunilor lui Dumnezeu, a ceea ce face Dumnezeu. În versetul 5 spune cuvântul, așa, ascultați prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii? Deci Dumnezeu, spune cuvântul aici, Dumnezeu îi alege, i-a ales pe cei săraci pe care voi îi disprețuiți. Dumnezeu alege pe cei pe care voi nu-i băgați în seamă, Dumnezeu i-a ales. Deci discriminând, uitându-te de sus la cel sărac, la cel care nu are aceleași posibilități ca și tine, tu de fapt faci ceea ce Dumnezeu nu face. Dumnezeu este împotrivă la așa ceva, pentru că Dumnezeu îi acceptă. Cine ești tu să-i judeci? Pentru că n-a avut să se îmbrace cu o haină care să arate ca și a celuilalt. Am vrut să vă spun aici că versetul 2 nu s-ar aplica la multe biserici din astea tradiționale. Versetul 2 spune că de pildă, dacă intre în adunarea voastră un om cu inel de aur și cu o haină strălucitoare, multe biserici n-ar fi vinovate de asta pentru că l-ar da afară imediat. Nu pe ăla, nu pe ăla sărac. Sunt tot felul de discriminări, vedeți? În toate direcțiile. Deci, Dumnezeu i-a ales pe cei săraci. De ce noi să ne uităm altfel la ei? Spune cuvântul. Deci, în primul rând, discriminarea la nivelul acesta vine împotriva atitudinii pe care Dumnezeu o are față de cei săraci. Desigur că trebuie să precizez faptul aici că Biblia nu spune că i-a ales doar pe ei și nu spune că i-a ales pe toți săracii, nu. Dar spune că Dumnezeu are o anumită atitudine corectă față de cei săraci și, cu alte cuvinte, să avem și noi aceeași atitudine. În al doilea rând, de ce Iacov este împotriva discriminării, a favoritismului? În al doilea rând, versetele 6-7, bogații sunt cei care vă persecută, așa spune, voi înjosiți pe cel sărac, oare nu bogații vă supresc și vă târăsc înaintea judecătoriilor? Adică este un nonsens. Voi îi apreciați pe ăia care vă supresc. Și nu din
vorba aceea, din bunătate, ci, cum spuneam, din această natură a omului de a fi înclinată spre oamenii care arată mai bine. În general, oamenii care sunt cunoscuți avea, în lumea noastră de astăzi vorbind, oamenii care sunt cunoscuți că au bani, roiesc pe lângă ei tot felul de oameni care vor să le câștige favorul. Și dacă este să aleagă între un asemenea om și unul simplu care este mai sărac sau este sărac, cel sărac este nebăgat în seamă. Favoritism, discriminare. În al treilea rând, al treilea motiv pentru care Apostolul Pavel este împotriva favoritismului este pentru că acesta calcă legea împărătească. Versetul 8. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar discriminarea la nivelul acesta, favoritismul, încalcă legea aceasta împărătească, regula de aur, așa cum mai este ea numită. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În al patrulea rând, și poate că acesta este motivul cel mai, să zic, cel care trebuie să ne tragă semnalul de alarmă, versetul 9. Dar dacă aveți în vedere fața omului, dacă vă uitați după aceste aparențe exterioare, după cum este îmbrăcat, după statutul lui social și așa mai departe, dacă aveți în vedere fața omului, spune versetul 9 foarte clar, faceți un păcat. Ce facem cu versetul ăsta 9? Îl scoatem de aici. Deci iată, nu-i vorba de păcate din astea pe care le considerăm noi mari și ne asumăm așa anumite merite. Eu nu sunt ca și ăla, n-am făcut chiar așa, nu sunt. Dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat. Sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Da, pentru păcatul ăsta de nebăgat în seamă. Păcatul ăsta pe care poate până acum nu l-am considerat a fi păcat. Și iată cuvântul Domnului ce ne spune foarte clar. Deci, poate cel mai important motiv pentru care Iacov este împotriva păcatului discriminării, a favoritismului, a arăta, a ține credința, așa cum spune versetul 1, a ține credința căutând la fața omului. Asta este expresia pe care o folosește Iacov în versetul 1. Iată că este un păcat, spune clar versetul 9. Și sigur, sunt și alte rezultate pe care le putem desluși din aceste versete, rezultate ale discriminării. Versetul 4, nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? O consecință negativă a păcatului, a discriminării. Te transformi în judecătorul semenului tău. Și Biblia spune foarte clar să nu judecați, să nu vă judecați. Pe tine te poți judeca și acum când stăm la cină, chiar cuvântul Domnului ne îndeamnă să ne judecăm, să ne analizăm, să ne evaluăm pe noi înșine, dar nu pe aproapele nostru. Deci o consecință negativă este aceasta, ne transformăm în judecători și nu-i bine. Suntem în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Sau, cum am citit în versetul 6, înjosindu-l pe cel sărac, iarăși venind împotriva ceea ce este Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Iată deci câteva motive pentru care apostolul Iacov este împotriva acestui păcat până la urmă, trebuie să-l numim așa,
cum îl numește Scriptura aici, păcatul discriminării. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte despre din versetele 12-13, pentru că aici, în special în versetul 13, pentru că cam asta este acest pasaj, aceste 13 versete. Sunt câteva motive pentru care Iacov este împotriva păcatului discriminării și câteva motivații, vedeți? Versetul 9 ne spune că acest păcat, acesta este un păcat, sunteți osândiți de legii, și versetul 10, 11 și 12 ilustrează și ne spune: cine păzește toată legea, greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Cu alte cuvinte, acest păcat micuț sau neînsemnat, sau poate nu l-am băgat în seamă, călcându-l, făcând acest păcat, spune Biblia, te faci vinovat de călcarea poruncii. Și vine versetul 2, 11 cu acea ilustrație, cel ce a spus să nu ucizi, a spus și să nu prea curvești, dar dacă faci una, ai făcut-o și pe cealaltă. Nu te poți lăuda, bine, eu n-am ucis, dar ai prea curvit, sau invers. Eu n-am ucis, dar am discriminat. M-am uitat superior la semenul meu, la fratele meu, la sora mea. Tot acolo ești. Versetul 12. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. De o lege a slobozeniei. Și versetul 13 introduce acest contrast. Judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Sunt aceste două atitudini în contrast. Cei care au avut milă și cei care nu au avut milă. Sigur că aceasta nu înseamnă acest verset, versetul 13. Judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Acum, foarte mulți înțeleg greșit acest verset, pentru că sunt câteva versete din acest pasaj care sunt citate, sunt folosite în anumite contexte. Sunt oameni care se scuză sau care se acuză până la urmă cu aceste versete. Și asta este unul dintre ele. Mila biruiește judecata. Și unii cred că pe baza acestui verset noi putem să cumpărăm mila lui Dumnezeu. Adică, arătând milă, o să scapi mai ușor la judecată. Și încercăm să negociem în felul acesta cu Dumnezeu, crezând că vom scăpa mai ușor la judecată. Nu e vorba de așa ceva. Mila nu se poate cumpăra. De fapt, de la Dumnezeu nu putem cumpăra. Mila și judecata, ambele vin de la Dumnezeu și sunt harul lui Dumnezeu. Vin prin har. Ele se manifestă, Dumnezeu își manifestă asupra omului și judecata și mila. Funcție de caracterul omului. Funcție de cât de mult omul respectiv a înțeles caracterul lui Dumnezeu în același timp. Avem, desigur, pilda cunoscută a robului nemilostiv. Robul nemilostiv care a avut o datorie la patronul său și n-a avut cu ce să o plătească. S-a dus să-i ceară iertare, să-l scutească de datorie. Și l-a scutit. Omul a fost scutit de datoria lui. O datorie mare. I-a fost iertată. Și după ce a primit acea iertare, avea pe semenul său care îi datora ceva puțin. S-a dus la el și i-a spus: dă-mi ce mi-ești dator. Și știm ce s-a întâmplat cu omul acela, cu robul acela nemilostiv, așa cum este numit el în Evanghelie. A fost judecat pentru că el nu a dat mai departe ceea ce a primit. A primit iertare și el a dat mai departe judecată. Mila și judecata sunt
vin din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu dă mila și Dumnezeu este Cel care judecă. Să nu uităm lucrul acesta. Să nu uităm lucrul acesta. Iar ceea ce spune versetul 12, amintește aici despre această lege a slobozeniei, legea libertății. Și poate ne întrebăm de ce această exprimare aici, legea a libertății. În primul rând, pentru că legea dă libertate. Libertate este un concept, iarăși, înțeles greșit de către cei mai mulți astăzi. Și cei mai mulți înțeleg prin libertate a face ce vrei, ce-ți dorești. Libertatea nu este libertate dacă nu are limite. Legea vine și pune limite libertății noastre. Orice libertate, în general vorbind, care nu are limite, se transformă în libertinism. Și Biblia este împotriva libertinismului. Biblia vorbește despre o libertate în cadrul unei legi, într-un anumit cadru, în anumite limite. De aceea vorbește aici de legea slobozeniei. Legea slobozeniei înseamnă a fi liber de păcat. A fi liber să nu mai păcătuiești. Despre asta este vorba. Pentru că păcatul este cel care robește. Și omul care a ajuns să fie, să trăiască în păcat, el devine rob. El nu este slobod. Diavolul înșală pe cei mai mulți. Și vine și le arată această monedă a libertății. Poți să faci ce vrei. Poți să faci și asta, că Domnul e bun. Poți să faci și păcatul cu tare, că Domnul te iartă. Poți să și discriminezi puțin, că Dumnezeu le înțelege pe toate. Asta este înșelătoria cu care vine diavolul. Vine și ne înșală. De fapt, și în momentul când ai mușcat momeala, în momentul acela te-a prins lanțul robiei. Libertatea autentică și adevărată este doar într-un cadru în care Dumnezeu ne-a pus pe fiecare dintre noi să ne mișcăm. De aceea îi vorbește aici despre o lege a libertății, pentru că legea, cuvântul lui Dumnezeu, dă adevărată libertate. Ne duce la libertate. Vedeți, Dumnezeu ne cunoaște inimile. El ne știe. El este Cel care, și de la El trebuie să aflăm limitele în care suntem chemați să ne mișcăm fiecare dintre noi. În concluzie, aș vrea să spun în urma acestui pasaj, și de fapt este învățătura lui Iacov din această epistolă, și în special din acest pasaj trebuie să înțelegem, credința noastră trebuie să ne controleze comportamentul. Credința noastră trebuie să ne controleze comportamentul. Și dacă suntem convinși că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, amin, putem spune amin la asta. Iisus